educației. Suntem din nou la finalul unui an școlar, s-a încheiat evaluarea națională și s-a încheiat examenul de bacalaureat. M-a întrebat cineva dacă sunt mulțumit de rezultate și cum le evaluez, cum le apreciez. Evaluarea mea ar suna cam astfel. Absenteism mare, note mici, promovabilitate redusă, șanse și mai reduse pentru mulți dintre tinerii noștri să realizeze ceea ce își doresc în viață.